Bună seara cu întârziere, sunt Mihai Daniel, bun venit la cele mai importante știri din industria cripto. Astăzi, 15 aprilie 2024, am intrat în săptămâna mare pentru cripto, săptămâna în care recompensa devine mică pentru cei ce minează Bitcoin. O zi cu fluctuații de preț, am început ziua pozitiv, se pare că o încheiem puțin negativ, ne uităm și pe charturi, dar hai să vedem cele mai importante știri de azi. Hai să începem cu știri din Europa, unde avem Germania cu una din cele mai mari bănci din Germania, Bancă Federală, care începe un parteneriat cu cei de la Bitpanda. Ca idee, această bancă are asset-uri în valoare de 330 de miliarde de dolari, da? Iar ea se află în Europa, anunță că din trimestrul 2 vor oferi servicii cripto. Asta înseamnă că au înțeles care va fi legislația din vară și cred că din ce în ce mai mulți jucători financiari instituționali din toată lumea vor o bucățică din piața asta. Pentru că e clară direcția în care ne îndreptăm, încolo ne îndreptăm, spre cripto. Hong Kongul se pare că aprobă sau vor aproba spot Bitcoin și spot Ethereum Exchange Traded Fund, adică ETF-uri. La fel cum s-a întâmplat și în America, unde cei de la BlackRock cu iShares conduc detașat o piață care crește de la zi la zi. Intrarea Hong Kongului semnalizează un potențial entry al Chinei, pentru că mulți probabil știu că Hong Kongul este oarecum un proxy financiar pentru China. O piață uriașă, o piață în care teoretic Bitcoin a fost interzis, a fost restrâns, a fost controlat, cu toate că gen Binance-ul de vine, gen în China. Iar acum, faptul că vin și ei pe turnantă la două luni distanță de americani este un semnal uriaș. Faptul că piața are o corecție de moment, da, și că poate, cine știe, vom vedea și zile mai proaste de atât, nu înseamnă că, grosomodo, macro, lucrurile stau prost. Ideea este că atunci când asset-urile de calitate sunt la discount, toată lumea se codește, toți au emoții, se gândește și dacă se prăbușește și dacă dispare. Oameni buni, s-a întâmplat și în ianuarie, ați văzut piața corectată atunci, la fel, erau gânduri că dacă se duce, că dacă fac și după asta nu sunt sus. Da? V-am spus, mai un pic până la vară, vara va fi incendiară. Aș vrea să vă atrag un pic atenția la S&P, da? Bursa de 40 de trilioane de dolari, da? Un segment sensibil din piețele financiare globale care este bearish, acest S&P. Dacă astăzi S&P-ul închide sub linia galbenă, adică sub 50 moving average, adică sub 5093, ar putea fi un semnal negativ pentru piețe, da? Dacă S&P-ul începe o corecție și se duce sub zona asta de 4650, e o problemă majoră, da? Și amintiți-vă de tot felul de știri care apăreau că nu știu care miliardar și-a vândut share-urile, că alt miliardar a vândut, da? Deci dacă pe daily la S&P linia galbenă 20 se intersectează negativ, face un dead cross cu 50-ul, e semnal de bubă. Iar acum nu știu câtă rezistență va avea Bitcoin și piața cripto, da? Hai să vedem și Bitcoin-ul. Bitcoinul atârnă pe un fir de pai. Din nou, o situație similară cu ce era ieri, este pe 50 moving average, da? Lumânare bearish. Dacă închidem sub 50 moving average, da, există șansa să ne putem duce sub 60.000, da? Iar sub 60.000 ne poate aștepta acest 200 moving average care nu arată deloc primitor, da? Teoretic avem mai multe zone de suport. Prima este la 61.000 pe care am tot consolidat-o, da? Noi acum am avea un al treilea bottom, da? Să sperăm că nu e cazul, da? Să sperăm că totuși își va găsi energia și puterea Bitcoin să schimbe direcția. Aștept să văd RSI-ul că se transformă mai bullish, aștept să văd MACD-urile că se schimbă pe 4 ore. Nu arată bine. Pe 4 ore nu arată bine. Deci de aici de unde ne aflăm noi acum, încă un val de corecție pe 4 ore poate însemna problemă, poate însemna testarea din nou a valorii de 60.000 de dolari, ce ar aduce un val uriaș de panică din nou în piață. Deși de la 63 până la 60.000 nu e nimic, adică e
nici 10%, e 3-4%. Dar piețele se sperie, piețele se panichează când văd lucruri de genul ăsta. Deci puneți-vă centurile, pentru că în seara asta este posibil să experimentăm turbulențe. E posibil. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19. Un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC. Au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă. Au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge. 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.